Bună seara, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Prof. Online. Iată-ne din nou la treabă, cum mi-am propus. Tema pentru a doua zi, da? Deci am pornit la clasa a 10-a. Tema pentru a doua zi. Și aici, văd că aveți niște lucruri în legătură cu vectorii, cu reprezentarea unui punct în plan, vectorul de poziție. Ia să începem așa. În reperul rectangular, OIJ, deci în O, I și J, fie sunt I și J, sunt vectorii axei X-ilor și axa Y-ilor, da? Versorii se numesc, da? Reprezentat punctele A, B, C, D, E, E, așa încât OA, deci OA, vectorul OA, să fie egal cu 2i plus 4j. 2i plus 4j. Vectorul OB e egal cu minus 2i plus j. Minus 2i plus j. Vectorul OC egal cu minus i minus 3j. Minus i minus 3j. Vectorul OD egal cu minus 3i minus 3j. Da? Și vectorul OE egal cu i minus 2j. I minus 2j. Și o f egal cu 2i. Hai să scriu și pe acesta. O f egal cu 2i. Ce-i la bază în toată povestea asta? Deci, când spune OA egal cu 2i plus 4j, de fapt, trebuie să înțelegeți că vectorul OA undeva din nou plecând A, unde să-l poziționez? Deci A, ce poziții să aibă? Încât descompunând vectorul după direcțiile axelor OX și OY, adică ducem proiecții, vectorul OA apare ca suma vectorilor OA1 și OA2. Deci vectorul OA descompus, adică ce am văzut, după paralele. El este surprins ca fiind O, deci o vectorul OA egal cu OA1 plus OA2. Da? La rândul său, vectorul OA1 da, OA1 având versorul versor ce înseamnă? Vectorul de mărime 1, da? Având versorul I, el se cuprinde, de câte ori se cuprinde în OA1? De un număr de ori. Și atunci OA1 este egal cu, să spunem, de 3 ori. Dar profesor, dar OA2 era același vector, nu? La OA egal cu OA1. OA, OA egal cu OA1 plus OA2, corect? Corect, foarte bine. OA2 vector. Ei, pentru vectorul OA1, cunoscându-i versorul, adică vector de unitate, de 1, vedem de câte ori se cuprinde în OA. Și atunci, în loc de OA1, spunem 2A1 sau 2I sau 3I, de câte ori se cuprinde. Și iată, noi acum avem deja reprezentat. Cât spune? 2I plus 4J. Adică I-ul ăsta se cuprinde de două ori. Da? Mergem invers acum. Da? Deci nu știam unde să le iau pe A. N-aveam nicio idee.
cât, unde se dau. Dar în clipa în care am 2i plus 4j, știu că acolo unde este unitatea 2, după paralelă, da, pe aici, după paralelă, și atunci pe vectorul O, OA1 l-am rezolvat. Cât este OA1? Aici este acum, acum. Nu știam unde să-l poziționez. Da? OA1 va fi egal cu de două ori I, iar OA2 va fi de câte ori? 4J. 4J. Adică tot aceeași unitate de măsură luăm, dar pe axa Y, folosim versorul direcția axei Y și luăm 1, 2, 3, 4. Ducem paralele și în felul ăsta am găsit poziția punctului A. Mai clar, ca să înțelegeți, este exact atunci când zicem coordonatele lui A, 2 și 4. Da? 2 și 4. Da. Cum reprezentăm un punct în plan când știm coordonatele 2 și 4? Păi luăm pe axa Y-ul două unități, pe axa Y-ul 4 și cu asta am rezolvat. Numai că având OA egal cu 2i plus 4j, trebuie să vedem pe OA ca vector în clipa asta. Da? Deci OA este OA1 plus OA2. Și cu asta am reprezentat vectorul OA sau am găsit punctul A. Când noi ieșiți în socerul să găsim pe A. Coordonatele punctului A. 2 și 4. Deci, coeficientul din fața lui I e x-ul punctului, da? Și al coeficientul din fața lui J este y-ul punctului. Și cu alte cuvinte, eu trebuia să reprezint doar atât. A de 2, 4. Aici, B de ce coordonate? Minus 2 și 1. Deci B de coordonate, minus 2 și 1. Da. Deci minus 2 și 1. C de coordonate cât? Minus 1 și minus 3. Minus 1 și minus 3. D de coordonate... 0 și minus 3. 0 și minus 3. Este un punct pe ce? Pe ce axă? De coordonat 0 și minus 3. Aici. Nu. Păi da. Aici. Păi cât este x-ul? 0. 0. A. E la origine. Deci x-ul e 0 aici. Este. Da. Dar y-ul este cât? Minus 3. Minus 3. Da. Deci suntem pe axa y-ilor. Da. Dacă ar fi fost ce punct de coordonate? Minus 3 și 0. Da. Ar fi fost. Deci când se dă asta și cealaltă e 0, înseamnă că suntem pe axa X-ilor. Da. Păi axa X-ilor este Y cu 0. Pe axa X-ilor, tot timpul Y este 0. Iar pe axa Y-ilor, deci pe axa X-ilor Y cu 0, iar pe axa Y-ilor X-ul este 0. Chiar asta e și ecuația. Ecuația axei XX', da? XX' sau axa X-ilor are ca ecuație cât este? Y cu tot timpul e 0. Y cu tot timpul e 0. Iar axa Y prim are ce ecuație? X egal cu 0. Tot timpul X-ul este 0. Deci punctul ăsta nu a fost altceva decât să înțelegem că îndată coeficientul lui I este X-ul punctului de pe cer, coeficientul lui J este Y cu punctul de pe cer și duc în paralel, reprezentăm punctul de coordonate 2, 4, pur și simplu. Deci asta a fost, nu a avut nimic deosebit. Da. Mergem mai departe. Vă dați pe voi să reprezentați, da? Dacă ați înțeles acum, e o problemă banală, da? Da. Punctul următor. Ce spune? Într-un reper se consideră punctele A mare de coordonate, hai să zic aici, A de coordonate 2, 3, B de coordonate 3, minus 5, așa, determinați vectorul OA, OB și AB. OA egal cu cine? Hai deodată. O A egal cu 2i plus 3j. Deci 2i plus 3j. Plus 3j. OB cu 3i minus 5j.
este cât? 3i minus 5j. Versor, punem întotdeauna, da? Da. Neapărat. Iar vectorul ambe va avea reprezentarea x-ului b minus x-ului a ori i. Deci x-ului b minus x-ului a ori b. Hai să vă arăt că așa este. Deci eu am aici a-ul și aici este b-ul, da? Și vreau să reprezint vectorul de la a spre b. De la a spre b. Păi ăsta este cine? Ăsta este x-ul lui a. Și celălalt așa este cine? X-ul lui b. Da? Aici am y-ul lui a și mai sus y-ul lui b. În clipa în care vreau să reprezint pe AB, păi AB-ul, ducând paralele, se descompune după vectorul AB1 și AB2. Deci AB este suma între... Deci AB este AB1 plus vectorul AB2. Da? Este suma celor doi vectori. Dar AB1 îl surprind pe axă și este x-ul lui B minus x-ul lui A, adică lungimea asta. Da? Deci este geama asta, x-ul lui B minus x-ul lui A. Deci din tot x-ul lui B am scăzut x-ul lui A și am văzut segmentul ăsta. Da. Și atunci x-ul lui B minus x-ul lui A înmulțit cu versorul. Adică de câte ori să... Nu? Versorul prins. Și atunci îmi indică exact vectorul ăsta. Deci AB1 este egal, vectorul AB1 este egal cu x-ul lui B minus x-ul lui A, x-ul lui B minus x-ul lui A, ori I. Da? Ori I. Ăsta este versorul. Ce înseamnă aici? Dacă x-ul lui B minus x-ul lui A îmi dă 3, 3 de 3 ori I. Adică 1, 2, 3. Și așa l-am aflat pe AB1. Că AB1, de la A spre B1, e versorul mulțit cu lungimea segmentului acesta. În cazul nostru, concret, AB1. Am zis x-ul B minus x-ul lui I, plus, ori I, plus y-ul lui B, minus y-ul lui A, ori J, ori vectorul J. Da? X-ul B minus X-ul A ori I plus Y-ul B minus Y-ul A ori J. Asta a fost AB1. Dar AB2 cât ar să fie? AB2. Andreea? AB2 va fi I. Hai să vedem. Păi înseamnă ăsta. Da. Dar ca să-l dai pe ăsta ca lungim segmentul ăsta, înseamnă din X-ul lui B, Y-ul lui B. Așa, scădem pe Y-ul ăla și-l avem. Deci vine Y. Minus Y A ori J. Ori J. Și acum, pentru modelul nostru, avem că A, B are coordonatele cât? 2 și 3. 2, 3 A, U. Și B are 3 minus 5. Și avem vectorul A, B e egal cu? 2 minus 1 minus I. Deci 3 minus 2. Deci x-ul lui B minus x-ul lui A, 3 minus 2 al x, da? 3 minus 2, ori i, plus y-ul lui B minus y-ul lui A, adică cât? Minus 5 minus 3. Minus 5 minus 3, ori j. Și egal mai departe cu i, plus, nu, plus și minus, 8 J. Adică de la spre B, dacă luăm pe A
Hai să-l și reprezentăm, să vedeți exact cum stau lucrurile. Deci, în cazul ieșitului acesta, voi avea punctul A de coordonate 2 și 3, 2 și 3, 1, 2, 3, iată punctul A de coordonate 2 și 3, punctul B de coordonate 3 și minus 5, X-ul 3, și Y-ul e minus 5, adică 1, 2, 3, 4, 5. Ducem paralele și obținem punctul B de coordonate. Ce coordonate am spus? 3 și minus 5. Și noi ar trebui să scriem acum vectorul de la A spre B. Da? Deci vectorul AB. Și vectorul AB are exprimarea I minus 8, J. I minus 8, J. Deci, I-ul, pentru că, uite, uitați-vă, dacă duc prin paralele, prin origine, de la A la B, el ar fi egal cu cine? Cu vectorul pe acesta, nu? Uitați-vă, care e paralel cu axa Y-lor și are lungimea de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dar fiindcă este orientat în jos, I-ul, versorul I, așa este, nu? Pozitiv. Minus I, cum, minus, pardon, nu I, J. J. Minus J va fi orientat în sens opus. E vectorul opus. Și atunci, de-aia vine, acesta este vectorul după axa Y-ilor, nu? Minus 8 J. Și celălaltul este de unitate. Este după direcția axei Y-ilor. Versorul este de 1, nu? Că lungimea din 3 a scăzut pe 2 și am avut 1. Da? Deci vedeți că l-am descompus după cele două direcții. Vectorul AB ca fiind A1, dacă vreți, plus A, A2. A1 plus A2. A1 este I, iar A2 este minus 8J. Minus 8J. Noi nu trebuia să mai facem și reprezentarea, nu atât trebuia să știm că AB, că zicem de la A spre B, din, X, din X-ul lui B, scădem X-ul lui A, înmulțicui plus Y-ul lui B, minus Y-ul lui A. Dacă spunea BA, vreau B, vectorul BA. XA plus XB. Deci, ați înțeles, da? Bun. Mergem și vedem alte greșite. Vedeți, greșitele sunt într-o anumită ordine. Dacă nu înțelegem lucrurile așa de la început, nu ne-am putea apuca de să facem un exercițiu oarecare la un moment dat, ci pur și simplu trebuie să vedem așa că, ordinea dificultăților. Într-un punctul 3. Într-un reper OIJ se consideră punctul A de coordonate 1, 1, A de coordonate 1, 1, B de coordonate minus 1, 3, minus 1, 3, C de coordonate minus 3, minus 3 și minus 2, D de coordonate 2 și minus 1. Să scriem vectorul AB. Vectorul AB, Alex, te rog să spui, cu cine este egal? Cu XB minus XA. XB minus XA. I. X-ul lui B minus X-ul lui A ori I. Plus Y. Y minus YK. Minus YK ori J. J. Și egal cu, vorbește? Egal cu 1 minus 1
Deci vine x minus 1 minus 1, da? Face 2. Minus 2. Pară că e... Pe 1 minus minus 1. Păi nu e 1 minus 1. A, minus, a, minus, minus 1. 1 din B spre A, da? Minus 2i. Minus 2i. Plus... Plus, da? Y-ul lui B minus Y-ul lui A. 2j. Plus 2j. Da. Apoi. Zice să-l scriem și pe... Am zis AB-ul. AC-ul. AC-ul egal cu totul vorbește. XC minus XA. XC minus XA. Ori Y. E ori Y. Da. Plus, pe paranteză, YC minus YA. Ori Z. Ori Z. Și este egal cu minus 3 minus 1 minus 4 I. Minus 3 minus... Deci la A și la C ne uităm, da? Da. Minus 4 I. Minus 2 minus 1. Minus 3. Minus 3 J. J. Apoi să vedem pe AD. AD. Vectorul AD egal cu... X D minus X. Andreea. X de minus X A ori I. X de minus X A ori I. Plus Y de minus Y A ori J. Și ați venit. 2 minus 1 I. 2 minus 1. Care e 1 I? Care e I? I, pur și simplu. Plus, de fapt e minus 2. Deci Y A. Y de trebuie să spunem. Y de minus 1 minus 1, adică da? Minus 2 J. Minus 2 J. Și s-a rezolvat. Alt ieșițiu. 4. Într-un reper, OIJ se consideră puncte de coordonate 1 și 5, B de minus 1 și 3, și C de 2 și minus 4. Calculați lungimea în latura triunghiului ABC. Deci, avem... Hai să zicem ABC cu coordonatele astea de aici. Da? Nu mai scriu încă o dată. Ca să le am pe astea scrise și... problema este să aflăm lungimea unei laturi. Adică... Iată, dacă vreau să aflu AB, în cazul de mai sus, AB înseamnă modulul vectorului AB. Da? Deci latura AB înseamnă modulul vectorului. Ei, modulul vectorului înseamnă, dacă vreau să aflu asta de aici, ipotenuza asta. Ipotenuza într-un triunghi dreptunghic. Asta o știu, că XB minus XA, nu? XB minus XA. Și alte este YB minus YK. Deci, practic, înseamnă așa. Radical din ipotenuza la pătrat, e suma pătratelor catetra. Da. Deci, înseamnă radical din XA. XB minus XA la pătrat, plus YB minus YA la pătrat. Și după ce noi avem deja reprezentat pe AB, în forma asta, minus 2 plus 2i, nu mai pierd timpul să fac XB minus XA la pătrat, nu știu ce. Știu deja aici că avem deja scris minus 2 la pătrat, adică coeficientul inversorului I, plus 2 la pătrat. Și ar face 4 plus 4 radical din 9. Care înseamnă 2 radical din 9. Insist. Ce înseamnă lungimea unei laturi? Este modulul vectorului respectiv, iar modulul vectorului înseamnă radical din. Dacă e deja reprezentat, dacă nu e reprezentat și ai numai punctele A și B, faci XB minus XA la pătrat, merge și XA minus XB. De ce? Că e la pătrat, nu are nicio importanță acolo, da? Și așa și în partea cealaltă. AB. Hai să vedem BC. BC. BC nu l-avem scris. Este
BC, latura BC, egal cu modulul vectorului BC, și egal cu radical din, vorbește tu? XC. XC minus XC la pătrat. B la pătrat plus, plus YC minus YB la pătrat. Și egal. Și egal cu XC minus XB. Minus 3 minus 1 plus minus 4. Și bine, minus 4 la pătrat. Da? Deci radical din minus 4 ai spus, da? Minus 4 la pătrat. Da. Plus YC minus YB. Minus 3 la pătrat. Minus 3. E bine? YC, Y-ului C e minus 2. Și Y-ului B cât? Y-ului B e 3, da? Minus 2 minus 3 face minus 5. Cred că am greșit la X. E la X ai greșit, da? Minus 3 minus minus 1. Deci minus 3 minus minus 1 face minus 2. Da, minus 2. Că vine minus 3 plus 1. Da. Minus 2. Atenție. Și plus minus 5 la pătrat, am zis, nu? Da. Face radical din 4 plus 25. Radical din 29. Face radical din 29. Și hai să vedem și pe ABBC. Faceți voi AC. Da, vectorul AC. Este de acord și anex. Radical din 25. Exact. Radical din 25. 5. Nu înțeleg. Da, așa. Radical din 25, nu? Așa. Bun. Mai departe, un ateist. Zice așa. Fie A de coordonate 2 și minus 3, deci A e coordonate 2 și minus 3, și punctele A, B, C, de astfel încât AB, AB, vectorul AB, este egal cu I plus J. AC egal cu 2I minus J. Și CD, CD egal cu I minus 2J. Găsiți coordonatele lui ABCD. Găsim coordonatele lui ABCD. Noi știm mai pe A. Da. Așa. Deci vectorul AB, știm că vectorul AB, după formulă, cu cine este egal la X? Egal cu XB. XB minus XA. I. Ori I. Plus. YB minus YA. J. Ori J. Ori J. Și egal cu. Deci X-ul lui B nu știm. Rămâne, da? Da. Egal cu X-ul lui B minus X-ul lui A, pe care știm. X-ul lui A cât este? 2. Ori I plus. Y-ul lui B, nu știm. Y-ul lui B minus X-ul lui A minus minus vine plus 3. Ori J. Și ăsta este egal a B-i dat de autor. Egal cu I plus J. E, când sunt doi vectori egale, fiind exprimați în cei doi versuri? Păi, XB minus 2 egal I. Egal cu 1. Da, 1. Da, cu 1. Da.
Da? Deci de aici rezultă că ăsta de aici e egal F1 și ăsta de aici e egal F1. Deci x-ul e B minus 2 egal cu 1, y-ul e B minus plus 3 egal cu 1. Și deci scoatem x-ul e B. X-ul e B egal cu 3. Și y-ul e B minus 2. Y-ul e B egal cu minus 2. Adică B de coordonate 3 minus 2. 3 și minus 2. Nu mă fac. Ce mai îmi dă? AC. 2i minus j. Dar AC, vectorul AC, din ce știu eu, este egal cu? XC minus XA. XC minus XA. XA îl știu. Da, minus 2. Deci XC minus 2 ori i, deodată, ca să mai pregătim, plus? YC minus, care plus 3 ori j. Da, plus 3. Ori J și este egal de autor, da? 2i minus J. Și de aici. XC minus 2 egal cu 2. XC minus 2 egal cu 2. Și XC egal cu 4. Rezultă că XC egal cu 4. Și YC plus 3 egal cu minus 1. Da. Și atunci YC va fi egal cu minus 4. Minus 4. Deci punctul C are coordonatele 4 și minus 4. 4 și minus 4. 4 și minus 4. Și în sfârșit, CD, are că vorbește, CD, vectorul CD, este egal cu XD. Da, deci este egal cu XD. Și minus 4. XD minus 4 plus ori I, ori I, ori I plus plus YD plus 4. Da, geta, sunt la o lecție. Spune-mi. Da, da. Da, 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 trec la tine. Bine, bine, fac. Deci, XD minus 4 ori I plus YD plus 4. Da, plus 4 ori. Ori J. Și egal cu I minus 2. I minus 2 J. Și de aici rezultă. XD egal cu 5. XD egal cu 5. Și YD egal cu minus 4, minus 2, minus 6. Da? Da. Deci D are coordonatele 5 și minus 6. Să vedem un alt exercițiu. Care sună astfel. Deci suntem la 6, da? Da. 4, 5, da. Zice, fie punctul A mare de coordonate A de coordonate 3, 2, B de coordonate 2, minus 1, 2 minus 1 și C de coordonate 2, 1 2, 1 iar B de coordonate X și Y nu le știm. Dacă notăm vectorul de poziția lui M V de M vectorul de poziția punctului M de, e calcul de 2 ori e M minus de 3 ori e MB plus de 5 ori e MC atunci determinați pe vectorul de poziția lui A deci B de A egal cu cine? A, B de B
vectorul lui A, vectorul lui B egal cu cine? Și vectorul lui C. Și vectorul C egal cu cine? Cum arată vectorul de poziția lui C? Pe prima oară fără unde e mare B și C. Deci vectorul de poziție a lui A. Păi, cu cine ar fi? Dar de, dacă notăm cu V de M. Hai să zicem, ce înseamnă V de M? Vectorul de poziție a punctului M. E de la... ce coordonate are punctul M? X și Y, nu? Da. Înseamnă X for I plus Y for J. Asta înseamnă vectorul de poziție al lui M. Și vectorul de poziție al lui A cât va fi? Vectorul de poziție al lui A ar fi 3i plus 2 J. Și a lui B, vectorul de poziții a lui B ar fi 2i minus J. Vectorul de poziție a lui C va fi 2i plus J. A fost destul de simplu, dar cred că cere și exprimarea, și găsirea coordonatelor X și Y. Să vedem ce... N-am folosit o relație asta, EMA. Da? Cine ar fi EMA? Hai să vedem. Vectorul EMA cât ar fi? După ce știm? XA minus XM. XA minus XM ori I plus? Plus Y. Y. Plus Y. Ori J. Ori J. Și este egal cu XA 3. Deci este egal cu 3. 3 minus X. 3 minus X tot ori I. Plus 2 minus Y tot ori J. 2 minus Y tot ori J. L-am găsit pe EMA. EMB să-l facem. EMB. Egal cu X. B minus XM. XB minus XM. OI. Plus Y. B minus YM. Ori J. Egal cu? Și este egal cu 2 minus X. Tot 2 minus X. Totul ori. Ori I. Plus? Plus minus 1 minus I. Y. Minus 1 minus Y. Tot ori J. Și MC. Andreea. MC, XC minus XM ori I plus YC minus YM ori J. Și egal cu? 2 minus X. 2 minus X. Ori I plus, 2 minus X, plus 1 minus M. 1 minus Y ori J. 1 minus Y ori J. Și acum, vectorul de poziția lui M, adică ce înseamnă XI plus YJ, nu? Asta înseamnă da. XI plus YJ, asta înseamnă VM egal cu de două ori EMA, adică de două ori tot vectorul ăsta. 2 pe lângă, 3 minus X ori I, plus 2 minus J, 2 minus Y, ori J. Am zis 2 EMA minus de 3 ori MB. Adică? 2 minus X, I plus minus 2 minus X, I. Minus, hai să zicem deodată. Da. Nu, de fapt, ați înțeles dacă spun deodată, trebuie să desfac și aici. 2 pe lângă 3 minus X.
plus 2 pe lângă 2 minus y, minus 3 pe lângă 2 minus xy, minus 3 pe lângă... Cine este? 2 minus xy. Deci 2 minus xy am zis, 3 pe lângă 2 minus xy, minus 3 pe lângă minus 1, minus y, așa? Da. Ori z. Și am ajuns aici, plus 5. Hai să desfacem și paranteza. 5 pe lângă al treilea vector. 2 minus... 5 pe lângă 2 minus x. I. Pe lângă 2 minus x, y. Plus 5 pe lângă 2 minus y, z. 2 minus y, z. 1 minus y. 1 minus y, pare. 1 minus y, z. Și egal mai departe. Versorul i ne orientăm după el peste tot și vom avea 6 minus 2x, așa este? Da. Minus 3 plus 3x, minus 6, pardon. 6. Minus 6 plus 3x, da. Minus 6 plus 3x. Plus 10. Plus 10. Minus 5. 10 minus 5x. Totul ori i. Da? Da. Plus. Domnul profesor? Da, îmi vește. A plecat degeaba, că e cu ea jos. Dar e cheia. Are cheia? Da, da. Plus 4 minus 2y. Plus 4 minus 2y, 4 minus 2y, plus 3 minus 3y, plus 3, plus 3y, plus 3y, plus 3y, 3y, și plus, plus 5, minus 5y, minus 5y, ori 10. Și egal mai departe, hai să calculăm, facem calcul, 6 minus 6, 6, 6 redu. 6, 10. 10. Și avem minus 2x cu 3x rămâne un x. X minus, minus 4x. 10 minus 4x. Minus 4x ori i. Da, ori i, corect. Plus 4 și cu 3, 7. 5 și cu 5 se duc. 7. Deci care 5 cu 5? 5 cu minus... A, nu, cu y. Oh, e la cu y. Deci 7 cu 5, 12. Deci 12. Și avem minus 2 plus 3 rămâne un y, minus 5 minus 4 y. Minus 4 y, ori j. Și ăsta este egal, cum vedem, x, y plus y, j. Adică x-ul egal cu componenta de aici, deci vine x egal cu 10 minus 4, x, da. Și y egal cu? 12 minus 4 y. 12 minus 4 y. Deci rezultă din sistemul ăsta că x, de fapt, fiecare câte o ecuație independentă, da? Da. Înseamnă 5 x egal cu 10, x egal cu 2. Și 5 y egal cu 12. 12 y egal cu 12 pe 5. Deci punctul M are coordonatele 2 și 12 pe 5. Da? Am găsit coordonatele punctului M. Vectorul de poziție acum, V-M. Nu înțeleg, cum a dat X 2 și Y 12 pe 5? Păi uite, 4X am pus în partea asta și face cu X-ul ăsta 5X egal cu 10, X egal cu 2. Și 4Y l-am pus în partea asta 5Y egal cu 12. Da, am înțeles. Și Y egal 12 pe 5. Și atunci vectorul, dacă vreți să schimb al lui, vectorul de poziție al lui M este 2i plus 12 pe 5 j. Da? Asta este vectorul de poziție. Și am terminat complet problema asta. Când vorbim de VDM, vector de poziția lui M înseamnă de la origine pleacă, da? Din nou O. Și atunci, coordonatele originii sunt X-ul și Y cu 0. Să vedem 7.
sună astfel. Dacă A e de coordonate, A de coordonate 3, 2, B de coordonate 2 și minus 1, și C de coordonate 2 și 1, 2 și 1, iar M de coordonate X, Y, determinați coordonatele vectorilor. Dar e exact aceeași. E M, A, M, B și M, C. Da? Este... Ce înseamnă M, A? M, A... Este exact așa. Exerciții e fix același. Da. Este așa, da. Același numerii. Numai are rost. Da. 8. Dacă avem punctele 3, 2, B, de 2, minus 1, C, de... și M de coordonate X, atunci determinați coordonatele lui M, știind că vectorul de poziția lui M este minus 3i plus 2j. Este aceeași situație, da, numai că acum avem minus 3i plus 2j egal. Da. Știți că e 2ma minus 3mb plus 5mc. Și noi l-am văzut. 3ma, 2ma, deci... Minus 3b plus 5mc. Cât este 2m? Vectorul VDM. VDM. E 2x, 2i. Da. Am aflat acum, 2i, 2i, plus 12 pe 5, j, nu? L-am aflat aici, da. Asta e pe tot. Și spune că... da, dar este situația în care am zis noi x și y, însă el este dat acum. Deci când am făcut egalitatea x egal cu, nu mai trebuie să spunem așa. Uitați aici. Nu e vectorul de poziții X și Y, ci pur și simplu, aici trebuie să avem ce vector e dat de autor deja. Minus 3i plus 2j. Deci minus 3i plus 2j. Și dacă îți spui asta, înseamnă că 10 minus 4x egal cu minus 3. Da? Asta este. 10 minus 4x egal cu minus 3. 10 minus 4x egal cu minus 3 și 12 minus 4y egal cu 2. 12 minus 4y egal cu cât? Cu 2. Da, unde am scris eu? Este aici. Da. Egal cu 2. Și deci scos pe x. 4x egal cu 13x egal cu 13 pe 4. 13 pe 4. Și Y din partea asta egal cu 4Y 12 minus 2, 10 pe 4. Da? 10 pe 4. Este data asta. 10 pe 4, care înseamnă cât face 2, e 5 pe 2. Și 9. Dacă A sunt punctele acelea, A, B, C și V, M este același, determinați coordonatele punctului G pentru care VDG este 0. VDG este 0 înseamnă ce se întâmplă? VDG egal cu 0 înseamnă de fapt 0 ori I plus 0 ori J. Așa trebuie să-l vedem, da? Vectorul de poziție VDG egal cu 0 ori I plus 0 ori J. A spus aici că este egal cu vectorul nul. În 0, am înțeles, vectorul nul. Așa. Detras coordonatele unui punct G pentru care V de G egal cu 0. Așa. Pentru care V de G este nul. VDM ăsta, cum l-am găsit noi? VDM este 2MA de 2 ori MA minus 3MB minus 3MB plus 5MC plus 5MC. Și cât după ce l-am lucrat noi, ne-am dat 10 minus 4x
10 minus 4x ori i, așa parcă, nu? 10 minus 4x ori i. Plus 12 minus 4y. 12 minus 4y. 4y ori j. Și asta trebuie să fie egal cu ce nu-i dă autorul. 0 ori i plus 0 ori j. Și atunci ce înseamnă că 10 minus 4 este egal cu 0? Da? Da. 10 minus 4 este egal cu 0 și 12 minus 4 este egal cu 0. Până determinați, acum am început tema, parcă, nu? Da, până, da, da. Determinați că pe, ce înseamnă acum? 10 minus 4x scris 10 minus 4x egal 0. Înseamnă că x egal cu cât cu? Minus 10. Nu, x egal cu 10 pe 4. 10 pe 4. Adică 15, 2. Și... 12 minus 4 y egal 0. Adică y egal cu? 3. 4 pe 12 și 3. Da? 12 pe 4 egal cu 3. Și punctul G are coordonatele, asta ne spunea, zic că se spune G are coordonatele, spune cât? 15 pe 2. Respectiv 3. Termină problema. Găsiți coordonatele punctului G. Mai departe ce spunem? Să găsim coordonatele punctului. Demonstrați că pentru orice punct M din plan avem VDG, VDM egal minus 4 GDM. Da. Determinați că pentru orice punct M din plan avem că VDM egal cu minus 4 g de e. Ca să vedem. Cât am până dat? VDM l-am calculat. Aici este 10 minus 4x. 10 minus 4 x ori i. 12 minus 4y. 4y. Ori J. Asta e VDM. Și acum ne spune să calculăm GM. Vectorul GM. GM. Noi știm. Înseamnă X-ul M minus X-ul lui J. X-ul M minus X-ul lui J ori I plus Y-ul lui M. M. Minus Y cu J. Ori J. Și egal cu X, așa a fost notat, X minus X-ul lui J. L-am găsit, uiteți cât este X-ul lui J. 15, 2. Așa este? Ori I. Pe X-ul lui M lui 10 minus 4 X. Tot. Deci X-ul lui M. Nu, lăsăm X-ul, X-ul pur și simplu, că M era de coordonate X și Y. M e de coordonate X și Y, da? Da. Și X-ul lui M, adică X, cum l-am notat noi, minus G, care e 15, X-ul lui G, care este cât? 15 pe 2, l-am găsit aici, ori I, plus Y minus Y-ul lui G. Minus 3. Minus 3, ori J. Și noi trebuie să arătăm, ce relație trebuie să arătăm? Că... Minus 4 gm. Vdm. Vdm. Este egal cu... Minus 4 gm. Este egal cu minus 4 gm. Adică vdm cine este? 10 minus 4x. 10 minus 4x. Ori i. Plus 12 minus 4y ori j să fie egal cu minus 4 gdm, adică cine? Minus 4 ori ăsta, da? Da. Minus 4 pe lângă x minus 15 2y minus 4 pe lângă y minus 3
Ori? Sujet. Și? Egalitatea asta obligă la a spune că 10 minus 4x să fie egal cu minus 4x. Da? Da. Adică coeficientul lui i și după aceea coeficientul lui i din partea asta. Minus 4x, minus cu minus face plus 20 pe 2, 10. Da? Și care este adevărat? Este o identitate. 10 minus 4x egal cu 10 minus 4x. Da. Și 12 minus 4y, 12 minus 4y, să fie egal cu minus 4y plus 12. Adevărat. Adică se reduc totuși, indiferent ce x și y, acolo pot o identitate obții tot. Mergem, asta a fost cât, ești un numărul? 9b. Da, 9b. A trecut 50 minute. A trecut 50 minute, să închidem, așa ne-am propus. Facem de 50 în 50. Așa.